Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Ce a impresionat-o cel mai tare pe Alexia Ieram în aventura America Express? Mărturisirea făcută de concurentă o să-mi amintesc toată viața! Alexia Ieram a vorbit despre ce a impresionat-o cel mai tare în aventura America Express. Concurenta de la America Express și-a amintit cu drag de un moment din emisiunea de la Antena 1. Iată ce mărturisire a făcut! Alexia Ieram vorbește ori de câte ori are ocazia despre aventura America Express, drumul soarelui, la care a participat alături de fratele ei, Aris. De această dată, concurenta a precizat care a fost momentul care a impresionat-o cel mai tare în competiție. Ce a impresionat-o cel mai tare pe Alexia Ieram în aventura America Express? Alexia Ieram a făcut o postare pe conturile sale personale de pe platformele de socializare unde a vorbit despre ce a impresionat-o cel mai tare în aventura America Express. Vedeta a rămas uimită de umanitatea oamenilor. Concurenta de la America Express a mărturisit că într-o noapte de cazare a dormit la o familie care nu avea posibilități financiare și, cu toate acestea, familia respectivă i-a oferit ei și fratelui său, Aris, din puținul pe care l-avea. Un loc de cazare de care o să-mi amintesc toată viața. Din puținul lor ne-au dat așa de multă mâncare și atât de bună, și s-au chinuit să doarmă astfel încât să fim noi cât mai bine. E impresionant cât de buni sunt unii oameni. Mulțumim, a scris ea la postările pe care le-a făcut pe InstaStory. Ce defect a enervat-o cel mai tare pe Alexia eram la fratele ei, Aris, în America Express? În urmă cu doar câteva zile, în cadrul podcastului Podcast Express, Alexia Iram a vorbit despre defectul care a enervat-o cel mai tare la fratele ei, Aris, în America Express. Concurenta de la emisiune a spus că a deranjat-o că fratele ei nu-și asuma nimic în competiție. Faptul că el niciodată nu își asuma vina la ceva. Pe mine asta mă scoate din minți, că nu-și asumă vina el fără să vorbească cu mine a luat singur decizia să pună mâna pe capul ăla și eu i-am spus să nu-l atingă încă pentru că nu mai puteam să-l schimb, a declarat aceasta atunci.